Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Gemeni, etalare pentru septembrie și o altfel de etalare pentru că deja aveți una pentru jumătatea lui august-septembrie, mai aveți una la alegere în formă de cruce, acolo iar primiți anumite mesaje și să sperăm că o vom mai face. Haideți să vedem. Primul mesaj de la înger este: fiți în prezent și visați la viitor. Adică, dacă este cineva care vă inspiră, vă atrage ca o stea, e o lumină, cineva e ca o lumină pe cerul vostru, pe cerul sufletului vostru. Sufletul vostru e un pic cam întunecat, cam trist, așa vă simt. Și există cineva care vă luminează acest suflet, vă inspiră, Interesant, vă atrage atenția că sufletul vostru nu e chiar atât de întunecos, aveți ceva în acel întuneric, aveți ceva deja construit, deja valoros, care trebuie să iasă la lumină. Și nu scoateți la lumină acele lucruri. Interesant mesaj, da? Visați la viitor, visați la un viitor împreună cu acest personaj, poate. Visați la un viitor în care vă veți arăta acele lucruri care există în sufletul vostru, foarte valoroase, foarte vechi, da? Pe care le-ați construit poate și în alte vieți anterioare. Interesant mesaj. Da. E a doua oară când apare această carte. A vrut să se arate și mai devreme, s-a arătat și acum. Ascultați-vă inima și vorbeam de inimă, de cerul inimii voastre. Dacă e întunecos un pic, există această stea. Poate cineva, da? Cineva, în felul în care comunică cu voi, vă aduce aminte că aveți această lumină în suflet, că aveți niște calități speciale, da? Ascultați cu inima, ascultați-vă inima. Eventual, ascultați și nevoile celorlalți sau a personajului care vă atrage într-un mod special. Dar, în general, ascultați cu inima. Aveți răbdare cu voi în mod special, cu voi și cu ceilalți, dar cu voi sunteți în niște legături karmice, într-o transformare. 7 și cu 1, 8 e transformare clar, ca să vă descoperiți, cum am zis și nu degeaba voi fi zis, da? Să vă descoperiți acele lucruri ascunse care zac în sufletul vostru și despre care nici nu știți, dar doar le descoperiți în comunicare cu cineva. Vorbiți posibil interesant. Posibil în această comunicare, iar vă două personaje cu cineva în care comunicați limbajul dragostei, descoperiți că voi puteți să comunicați la fel, că voi aveți o dragoste deosebită față de lume, față de voi, față de personajul acesta care vă inspiră. Descoperiți că sunteți fără limite și că sunteți fără limite în momentul în care aveți credință și aveți răbdare. Foarte frumos și foarte puternic mesajul, foarte puternic, dar repet, aveți credință. Și ascultați-vă dragoste, aveți răbdare. Că vorbind acest limbaj, veți putea să împărtășiți la un moment dat, ia uite ce frumos, împărtășiți la un moment dat lumina din sufletul vostru, după ce o veți fi lăsat să fie descoperită. Visați la viitor, dar rămâneți totuși în prezent. Rămâneți în prezent. Din seria cealaltă, acceptare. Acceptarea este mesajul principal. Au venit trei, n-am putut să nu le iau. Acceptare. 55 e un număr maestru, poate aveți vârsta aceasta, dar 55 este 1. Este manifestare, este reducerea unei situații la 1. La momentul de manifestare. Acceptați că ce nu s-a putut construi cu cineva trebuie să rămână în urmă și aveți șanse. În viitor, da, dream of the future, aveți în viitor alte șanse cu altcineva care vă completează eventual. Mai trebuie să mai acceptați că există unii dintre voi un vid, void, în sufletul familiei. Acceptați această situație. Unii chiar simt, așa simt, că sunteți într-o situație în care în familia voastră există un vid emoțional, mental, probabil nu mai creșteți. Din acest motiv este și întunericul acesta la nivel sufletesc. Însă, în momentul în care acceptați, apare acest gardian al sufletului familiei, dar apare altceva.
apare familia sufletească, apare cineva care vă, sau poate deja a venit, da? Sau deja e în viața voastră, care vă luminează sufletul. Acel personaj este adevărata voastră familie, da? Sufletească. Familia sufletească adesea nu este cea pe care unii o aleg în grabă, din diferite considerente, din motive tradiționale sau, așa zice societatea. E un vid, da? E un vid în sufletul familiei voastre. Și totuși sunteți, dacă acceptați această situație, vă veți putea deschide către viitor, posibilitățile viitorului, care vă va aduce, poate chiar v-a și adus, un iubit. Ia uite, numărul 8, iar transformare, casa 8 a scorpionului. Vă va aduce un partener, parteneră, cu care yin-yang lover, cu care vă veți completa. Dar pentru acest lucru trebuie să, iar, drop into your heart, ascultați-vă inima, să intrați în sufletul vostru, să lăsați această lumină să se pună pe niște clădiri, da, de valoare, vechi, conexiuni din alte viață, să le simțiți, să le simțiți. 68, 8, iar văd 8. În momentul în care intrați în sufletul vostru și vă ascultați sufletul și vă listen with your heart și aveți răbdare, că asta înseamnă 8, înseamnă răbdare, transformare, vă veți descoperi calități pe care nu le știați. Yin și Yang Lover, calități de iubit, de iubită, latura voastră feminină, latura voastră masculină, da? Evident, în relație cu cineva. Din seria cealaltă de cărți aveți faetonul flancat de valetul de monede și valetul de băte. Unii dintre voi lăsați în urmă un semn de foc, lăsați în urmă și mergeți către un semn de pământ. Unii dintre voi. La capătul setului de cărți văd pe cineva care pleacă din familie, pleacă din casă, fuge. Riscă această fugă, riscă, pentru cineva care atrage lumina, da? Este magicianul, semnul gemenilor, riscă să plece de undeva pentru că merge către un personaj care atrage atenția. Nu doar că manifestă acest personaj, dar îi echilibrează emoțiile, cum a zis Yin și Yang Lover. Îl vindecă, în preajma lor simțiți că, în preajma cuiva simțiți că vă vindecați. Altfel, descoperiți că aveți putere. Dar puterea aceasta simt eu că s-ar putea să o găsiți în preajma cuiva care iar vă hrănește sufletul, regina de cupe. Regina de cupe posibil să fie și o femeie singură, nu musai apă, poate să fie semn de pământ, taur, că e Venus, fecioară, da? Poate să fie și capricorn sau cu marcaj acolo. Marcaj în taur, fecioară, capricorn, în pești, drac, scorpion. Acest personaj, lângă acest personaj simțiți că puteți să fiți un cuplu puternic. Pentru că altfel voi, semn de aer, da? Trei de spade, aveți sufletul, am zis, în întuneric, dezamăgiți. E un vid aici. Este un vid, este un gol din cauza unor situații toxice, dragii mei, acasă. Relații toxice acasă, în care probabil se vorbește urât sau nu se împărtășește emoțional, nu există creștere, există adicții, frici, da? Există cineva. Și cine pleacă de acasă, în general, nu pleacă de bine. Că dacă ar fi să fie bine, eu așa sunt pe principiu. Bine, evident că nu accept plecările de acasă, dar cine pleacă? Întotdeauna să țineți minte, nu pleacă nimeni de bine. Ceva îi lipsește. Și adesea, oamenii care nu au lucrat prea mult cu ei, se limitează doar la confortul fizic, financiar, așa zisa stabilitate de dragul societății, dar nu se implică emoțional.
Ia, gemeni, soare, lună. Ia uite, ia uite, aveți argumente. Alt semn de aer sau tot voi. Aveți pe cineva în preajmă cu care nu comunicați foarte bine. Este o comunicare destul de dură. Ia uite, acasă. Am zis bine, acasă. Și totuși, care este casa? Casa asta în care aveți vidul? Sau familia în care vă simțiți goliți? Sau anuști? Sau tern, sau fără lumină, sau familia sufletească în care vă simțiți înțeleși, văzuți, vă simțiți văzuți, acceptați, stimulați intelectual, ia uite. Nu mai vreți să faceți sacrificii, nu mai vreți, v-ați săturat unii dintre voi de sacrificii. Probabil că ați primit inspirația aceasta divină, că e semnul peștilor și a fost lună, este lună plină în pești, ia gemeni. Soare, lună, Venus, ascende, nodul nord în gemeni. Septembrie. Am văzut și temperanța, am văzut vindecătorul. 3. Ia uite, 8 de monede. În trecut, asul de spade și 4 de cupe. 8 e casa 8-a a căsătoriei pentru mine. Asul de spade. În trecut, ați încercat să munciți pentru a demonstra adevăr, pentru a avea victorie. Și totuși, s-a ajuns la o situație în care iar sunteți triști, sufletul vostru nu este, n-a fost văzut, n-a fost înțeles, ați plâns într-o situație, voi sau ei. Dar eu simt că e vorba de voi, pentru că aici asul de spade este central. Ori există un semn de apă care vă oferă o cupă a vindecării, a înțelegerii, da? Și pe care unii dintre voi n-ați văzut-o de la început. N-ați văzut-o. În trecut, ați avut victorie la locul de muncă, ați muncit pentru această victorie, felicitări! Și totuși, victoria asta nu va duce, aia ce interesant mesajul, victoria asta nu va duce bucurie emoțională, dragii mei, asta este, ascultați-vă inima. Pentru că spadă înseamnă minte, gând, aici e muncă, sunt monede. Bani, bani, ok, aveți bani unii dintre voi, ați muncit pentru ei, nu zice nimeni, da? Ați reușit multe profesional, dar sufletesc, sau sufletește vorbind, sunteți dezamăgiți, sunteți triști, ați fost trădați unii dintre voi. Nu știți dacă următoarele persoane care vor veni în viața voastră vor fi la fel ca celelalte cupe. Stați și meditați, sau ați stat și ați meditat, că e o carte a trecutului. Ce se va alege cu sufletul vostru? Pentru că degeaba ai dreptate, degeaba ai victorii, degeaba ai reușite și bani, dacă sufletul este gol, nu? Dacă sufletul este gol. În prezent, ia uite, luna, iar semnul peștilor, avem lună plină în pești, 10 de bâte. Oh, și turnul, wow, eliberare, dragii mei, eliberare toată ziua, că de fapt asta se face la lună plină, eliberare de responsabilitățile care vă consumă, de acele relații care, da, vă țin într-un vid emoțional, în frici emoțional, pentru că luna înseamnă și frici, în confuzii, da? Apare o separare, în prezent vă separați. E o trezire, de fapt, în acest moment îl văd ca pe o trezire la realitate. Hei, eu ce fac? Cât timp mai stau în această situație? Cât timp? Că am obosit să am atâtea responsabilități, să muncesc, da? Să stau cu capul în jos, dragii mei, unii ați ajuns să stați cu capul în jos, să vă cocoșați de atâta muncă sau griji, da? Acasă, e casa a patra, e luna, casa a patra, acasă. Eventual, vă este frică, cumva, că dacă renunțați, pierdeți bani, pierdeți victorii, dar asta e, nu se poate,
să le avem pe toate. Uneori trebuie să le sacrificăm ori pe una, ori pe cealaltă. Pentru bani, pentru victorii, sacrificăm sufletul. În momentul în care sufletul cere, le sacrificăm pe celelalte. Apare turnul, apare separarea sau, mai bine zis, trezirea la realitate. Vine trăsnetul și trăsnetul ăsta dărâmă nu doar clădirea, și responsabilitățile, și bâtele. Se creează așa un impact de vă schimbă viața. Ceva se întâmplă în prezent de se schimbă viața. Vi se schimbă viața într-un mod neașteptat. O, regina de cupe, în aceeași poziție a fost și la Taur. Poate aveți, dacă e semn de pământ aici, aveți legătură ori cu un Taur sau cineva cu planete sau poate voi aveți planete în Taur. Foarte posibil. Regina de cupe, 3 de monede, frumos, 9 de spade. Oh, și ce urlă Hansa mea, că a trecut o salvare. Salvare, e o salvare, interesant mesaj. Situația asta trăznet, trezirea asta la o nouă realitate vă salvează de epuizare, de confuzii, de întunericul ăsta sufletesc în care ați stat. Apare regina de cupe, iar peștera scorpion cu care puteți crește, puteți colabora, 3 de monede, da? Puteți comunica creativ, constructiv. E o construcție spirituală, o construcție a unei biserici. Artistic, am zis, se puteți face artă împreună. E această posibilitate. Și totuși, cineva are un stres în această situație, în acest moment. 9 de spade. Poate sunteți voi care vă faceți prea multe griji. Pentru că apare diagonala, ați muncit pentru relația aceasta, dar relația asta va epuiza și știți că dacă lăsați toate, sau măcar o parte din responsabilități, unii oameni din viața voastră vor suferi, vor fi afectați și atunci vă gândiți și voi, aolo, ce o să le fac, cum adică? Da? Și totuși apare ca în viitorul îndepărtat, în octombrie, eu știu când, pentru unii, cavalerul de cupe 9, de cupe 9 și cu 1, 10. Da? Un potențial de fericire pe care îl așteptați. Apare și 10 de monede. O familie pe care ați așteptat-o. Ia uite, întâlnirea cu un suflet pereche și comunicarea cu el. O femeie frumoasă sau un bărbat frumos pe care îl așteptați. Marea? Nu e Marea Preotasă, împărăteasa. Este o legătură profundă cu care puteți avea creștere, dar încă sunteți în așteptare. Trebuie să vă detașați de un trecut. Trebuie să vă detașați de un trecut. La capătul setului de iar pești. Spânzuratul, luna, regina de cupe, 4 de cupe. Pești, lună plină în pești, drăguț când confirmă cărțile, pozițiile planetare ale momentului. Și avem monede pentru că suntem în septembrie, da? Și întâi, ia uite, asul e 1 septembrie, chiar dacă e în poziția trecutului. La capătul setului de cărți, wow, ce frumos, spânzuratul. Știți că trebuie să faceți sacrificii, trebuie să vă vindecați ca să vă atrageți perechea divină, regele și regina de cupe, dar o pereche divină a zis, vorbind de cupe, de suflet, da? Perechea cu care să faceți sau personaj din familia voastră sufletească, da? Soul family, da? Aici sunteți voi, regele și regina de cupe. Dar pentru această, regele și regina de cupe, nu vă mai interesează că aveți planete în gemeni. Poate aveți planete în rac, poate aveți planete în pești, în scorpion, da? Voi sau ei, da? Ideea este că cei doi fac parte din aceeași familie sufletească, da? Nu profesională, nu familia pe care societatea vă inspiră să o faceți. Dar, repet, pentru acest lucru, este nevoie de sacrificii, de eliberări, pentru că aici este, da, cineva legat. Trebuie să vă eliberați, lună plină,
de aceste bâte, ia uite, bâtele astea sunt făcute din acest pom. Un pom poate este un arbore genealogic. Trebuie să, interesant, să vă eliberați de karma familiară, dragii mei. Ce interesant mesaj. Trebuie să învățați să vă vindecați, apare steaua, să vă vindecați. Ca să aveți acces la acest partener divin. Posibil pentru unii acest partener divin să fie și persoană publică. Steaua și regele de cupe. Da? Și în preajma acestui personaj să fie invidios, evident. Ia uite. Lumea e o lecție spirituală, e o situație care vă deschide o nouă lume. Însă, hai să revenim la aceste cărți. Am zis, ați muncit pentru victorii și pentru această relație, care acum are relație profesională, sentimentală, familiară, da? Dar în acest moment această relație a devenit o greutate pentru voi. Trebuie să o lăsați să se ducă sau măcar să renunțați la aceste greutăți. Altfel vă puneți la pat, vă îmbolnăviți. Poate ați și fost unii dintre voi bolnavi, da? Semn de aer la pat. De prea multă muncă, de prea multe responsabilități pe diagonală. Dar mai aveți o altă diagonală. Mai aveți o altă diagonală. Dacă renunțați la aceste responsabilități, puteți să vă deschideți sufletul, să vedeți personajele din fața voastră altfel în spate. Oamenii plâng după voi, că nu vă manifestați potențialul vostru adevărat, că nu mai știți să ridicați capul. Mai știți să mergeți drept, să vă bucurați de viață. Poate acest personaj să plângă pentru situația voastră. Foarte posibil. Sau da, și dacă renunțați la un ciclu de, eu știu, o relație de lungă durată cu cineva care vă consumă, da, ei vor plânge după voi, într-adevăr. Dar, până la urmă, fiecare trebuie să-și înțeleagă lecția. Ei vor plânge, dar veți avea parte de altcineva care vă luminează viața, care vă vindecă sufletul. Personajul acesta este mai important în viața voastră decât ce lăsați în urmă. Lăsați în urmă. Golul, vidul emoțional, da? Aici e un vid, da? Unii dintre voi, în secret, la locul de muncă v-ați întâlnit, în secret, la locul de muncă sau undeva unde ați muncit, poate ați muncit pentru casa voastră sau la locul de muncă, repet, în secret, v-ați întâlnit cu acest personaj, Regina de Cupe, care vă sensibilizează într-un fel sau altul. Însă în prezent voi, asul, semnul de spade, încă munciți. Încă munciți și iar s-a creat un triunghi la locul de muncă. Poate o colaborare în care a intervenit o a treia persoană, iar poate să varieze. Și din cauza că apare acest triunghi, vă faceți griji. Dar, dragii mei, alegeți că nu degeaba apar anumiți oameni în viața noastră. Apar oameni care să ne inspire la schimbare. Eu nu zic musai, nu țin musai să țineți, nu sunt genul de om atât de tradiționalist încât să zic, țineți la căsătorie, că așa a zis popa. Eu nu o să zic așa ceva niciodată. Dacă relațiile de familie cu părinții, cu frații, cu surorile, cu soțul, soția vă epuizează, scuzați-mă, lăsați-le. Da. Întotdeauna se vor găsi oameni cu care puteți manifesta lucruri creative, deosebite. Da? Oameni care vă pot inspira la altceva. Haideți să vedem. Ia uite, 8 de cupe, 10 de cupe, fantezii, ia uite, regele de cupe, semn de apă, cineva, ia uite, și plânge după voi și are fantezii și voi visați la ei, unii dintre voi. Și totuși, cine, ia uite, 6 de cupe, încercați să vă detașați emoțional, este o luptă. 6 de cupe. Ia. 9 de bâte, iar vă abține și voi.
Până acum cam toți își blochează un pic sufletul, gemenii. Gemeni. Nu, sunt prea multe, îmi pare rău. Absolut, sunt prea multe. Încă o carte pentru gemenuți și gemenuțe. Încă o carte. N-am mai făcut de mult, foarte scurt. Evident că sunt foarte generale. Pentru unii poate să rezoneze, pentru alții mai puțin. Încă o carte pentru gemenuți. Relații personale, intime, gemenuți. Nu prea vreți să mai... Ah, uite, 9 de cupe, ce frumos. Și luna iar. Iar visați. O, Doamne, dar la cine visați? La împărăteasă. La împărăteasă. La cineva, ori balanță, ori taur, ori cineva în berbec, poate unii dintre voi s-au născut în martie, poate să fie și semnul peștilor cu 2 de cupe și cu 3 de cupe. Vai! Da, da, în relația de acasă sunteți spate în spate, nu vă înțelegeți. Dar există cineva care vă sensibilizează, la care în secret, îi țineți în secret pe acest personaj, despre acest personaj nu vorbiți prea mult, vă sensibilizează, vă... În preajma lor, vă deschide sufletul, cum am zis, listen with your heart. Simțiți că aveți suflet. Și simțiți că acest personaj vă trezește o energie sexuală pe care n-ați mai simțit-o, pentru că așa este când faci dragoste cu sufletul, din suflet. 6 de cupe, 9 de bâte, 9 de bâte, 9 de cupe. 6 de cupe, vă amintiți, visați la acest personaj. Visați. Dar în ce sens visați? Simțiți, mai de bine zis, simțiți că ați mai trăit niște momente. Simțiți că ați mai trăit niște momente frumoase împreună, în trecut, poate într-o altă viață, cum am zis mai de mult. Poate într-o altă viață. Sau pur și simplu, simțiți că și ei vă doresc, e o legătură telepatică. Simțiți uneori niște fiori? Și conștientizați că în momentul în care simțiți acești fiori și ei se gândesc la voi și totuși există un personaj posibil semn de foc care vă obosește, dar nu e obligatoriu să fie semn de foc. Există un personaj în viața voastră, da? Acesta are altă culoare, doamna aceasta are altă culoare a părului, aici are altă culoare, da? Acest personaj vă umple sufletul. Puteți să fiți vulnerabili, puteți să le arătați slăbiciunile, pentru că ei vă înțeleg, ei vă iubesc și cu vulnerabilități și cu slăbiciuni și cu, evident, calitățile nou descoperite despre care am vorbit. Nou descoperite. Dar, la mijloc, există cineva care vă blochează. Vi se suie în brațe și încearcă să vă acceseze într-un fel sau altul sufletul. Dar nu cred că vă deschideți lor prea mult. Nu cred că vă deschideți lor prea mult. Pentru că voi în suflet aveți pe altcineva. Da? 6 de cupe, 9 de cupe. Repet, nu e obligatoriu să fie semn de apă. Este cineva care vă atinge sufletul. Vă atinge luna aceasta. În sinastrie vă atinge luna. Într-un mod sensibil, delicat. Nu aveți cuadratură sau cine știe, Marte pe lună este foarte obositor, da? Sau alte planete grele. Saturn pe lună, iar este foarte greu, da? Deci acest personaj care vă sensibilizează, îl țineți în secret. Posibil să aveți niște vise. Nu musai erotice, poate și erotice, mai mult sau mai puțin, în această perioadă că e lună plină în pești. Dar, în primul și în primul rând, am zis, vă declanșează o trezire a lui Kundalini. Da, Kundalini este o energie spirituală care se manifestă și prin sexualitate. Chiar dacă nu v-ați întâlnit practic, chiar dacă nu v-ați atins fizic, există atingerea aceasta într-o altă dimensiune, dragii mei, drop into your heart. În momentul în care va accesa sufletul, acolo va atingeți unul pe celălalt. Și aici se produce, interesant, 8, transformarea, această atingere, această întâlnire cu latura voastră feminină sau masculină vă transformă. O, ce-am mai vorbit? A?
Cam atât. Cam atât, eu zic că sunt cărți foarte frumoase și deschideți-vă sufletul către oamenii care vi-l simt și vi-l pot alina. Și eliberați-vă de situația în care sunteți cu altcineva, în care nu sunteți deschiși. Uitați ce opuse. Nu sunteți vulnerabili, nu sunteți voi înșivă. Da? Ce opuse sunt. Ăștia stau spate în spate, ceilalți se privesc în ochi în timp ce se ating. Își privesc nu doar corpul, își privesc sufletul prin ochi. Ce frumos! Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine! Pa, pa!